Bun și salutare, sunt Viper și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Unturned Rusia de pe acest canal. Ne-am întors aici exact unde am rămas episodul trecut, a.k.a. pe Liberator, și dacă nu v-ați uitat la episodul trecut, în esență ce am făcut, am luat toate questurile și am și completat un quest, dar bine, a fost unul mai neînsemnat, dacă pot să spun așa. Astăzi o să începem să completăm din questuri și o să începem să ne avansăm rankul în coaliție pentru a putea avea acces la niște chestii mult mai interesante, așa că da. Am observat că am făcut destul de lung episodul trecut, așa că o să încerc să le țin așa la un 20-25 de minute maxim, dar știți cum e, dacă mă ia valul și continui să joc aici, frate, până nu mai știu ce-i cu mine, well, aia este, până la urmă. Dar aparent sunt două din astea de fuel, ceea ce e un lucru bun pentru că astea, din câte știu, se regenerează destul de greu, adică chestia asta o să rămână la 90% pentru ceva timp când am luat o chestie din ea. Da, se pare că da, nu s-a regenerat deloc. Dar din câte știu eu se pot regenera natural, foarte, foarte greu, dar se pot. Oricum o să avem, nu o să fie nicio problemă benzina pentru noi, sau mă rog, fuel, pentru că aparent este universală. Dar deja răsare soarele, ceea ce este foarte bine, în viața reală tocmai se gândește soarele să apună. Filmăm și noi episoadele unul după altul pentru acel hype blană, pentru că efectiv am editat episodul trecut și am mai rezistat, frate. Trecem la Unturned, prea genial jocul ăsta. Dar hai să vedem exact ce quest-uri putem să facem în acest episod. Bine, avem o grămadă de care putem să ne apucăm și nici nu știu de unde să încep. Nu știu dacă să încep cu astea, cu boșii, sau să încep cu astea. Dar, probabil pentru că deja am amintit de boși, o să batem boși, pentru că după aia ar fi plictisitor să zic: a, putem să facem quest-uri cu boși sau putem să facem quest-uri în care căutăm white paint. Da, normal că o să facem alea cu boși. Deci avem 3 și nu știu dacă o să apucăm să le facem pe toate în episodul ăsta, dar o să ne plănim să facem unul. Și o să vedem cât ne ia, dacă avem timp mai facem, dacă nu facem un quest mai ușor, care o să ne ia mai puțin timp. Sparks. While flying south over Yavesk's Ensign Cliff Squad helicopter took several electric shocks. Deci ăștia zburau cu helicopterul și zombiul bzz, bzz, i-a făcut un bzz. Ok. If you're brave enough, it should be appreciated to kill it before it can cause more trouble. Ok, se pare că o să ne băgăm pe Lightning Strike Boss. Ăsta o să fie un pic mai complicat, pentru că practic zombiul ăsta te electrizează, dacă pot să spun așa, și efectiv trage o rază în fața lui și atâta timp cât tu nu te acoperi, gen nu dai cover, dacă pot să spun așa, raza aia te va nimeri 100%, deci va trebui să fim pregătiți cu dressing-urile. Avem 1, 2... Bă, ne descurcăm destul de bine. Avem și un blood bag în caz că totul merge greșit. Și în termen de arme, avem acest Chris Carek, care, well, nu este el cea mai bună armă, dar după cum puteți vedea, avem destul de multe gloanțe, deci o să tragem cu Chris Carek ăsta destul de mult, am eu așa o presimțire, și să sperăm că o să-l omorâm. În cel mai rău caz, o să trecem și pe Teclovka, pe care n-aș prea vrea să-l folosesc, pentru că nu prea avem Teclovka Magazine, dar ca idee, eu v-am zis că o să ne trebuiască foarte multe arme și o să stingem și lumina și aparent nu putem să acționăm pistolul în safe zone, dar, stai, de fapt, unde zicea că e, ca să nu merg random. Yavesk, sau cred că se zice Yavesk? Javesk? Nu știu. Dar uite că e și destul de aproape asta, deci e destul de ok, e fix în mijloc. Teoretic ar fi mai eficient să mergem la ăla din stânga, după aia să mergem la ăla din mijloc și după aia la ăla din dreapta, dar bă, frate, cui mai pasă ce e eficient și ce e nu, când avem elicopterul ăsta cu care putem să plecăm exact unde vrem noi, deci m-a rezolvat. Dacă eram acum cu o barcă, era nașpa rău. Și ce ar trebui eu să văd aici, pentru că știu că între Liberator și oil rigul ăla din depărtare, care e destul de nașpa, nu că ar fi el nașpa, dar e destul de complicat de abordat, știu că există o chestie în apă, un fel de chestie prăbușită sau niște boscheți sau ceva de genul, unde practic tu poți să găsești ceva care ține de un easter egg. Deci oricum o să v-am zis, o să vreau să mai trecem pe la baza militară de câteva ori să ne mai facem iteme mai OP până apucăm să ne și gândim la easter egg-uri, chit că am zis în fiecare episod de ele. Dar oricum știți că am încercat noi la un moment dat să mergem în metrou în St. Petersburg și nu ne-a ieșit. Well, trebuie să efectiv să studiez tutorialul ăla și să-l învăț, frate, să-l învăț așa de bine încât să pot să fac treabă. Ce e interesant este că zombiul ăsta se poate spawna oriunde. Ăsta este orășelul, mai mult un sat, are 7 case. Nu este cel mai cea mai mare chestie cu oameni și, mă rog, foști oameni, zombi. Și o să aterizăm aici la final, să sperăm că nu o să fie un zombi de aici, chit că ar fi foarte ghinionist. Ce n-am fi foarte ghinioniști dacă ar fi așa și mă băgăm așa un tot mouse pe dumii folosesc ca să pilotez elicopterul ăsta și aparent nu. S-a blocat în șosea. Nu. Nu știu, nu am mai pățit. Nu. Așa lângă stâlp, perfect. N-am mai pățit niciodată să-mi intre coada de la un elicopter în șosea. E prima oară, dar
practic după ce ne uităm, după un zombie mai mare, care este electrizat. Umbrelă. Bun. Am găsit o umbrelă, știți că căutam noi episodul trecut o umbrelă și nu o găseam și era nașpa pentru că nu puteam să ne aruncăm de pe clădiri, dar acum putem, ceea ce e perfect. Nu vreau să te arunc, ești foarte prețios pentru mine. O să ne punem pe 6, o să ne punem asta pe 8, o să ne punem asta pe 9 și probabil o să uităm. What? Bag of some AB, AB and zero blood. O blood. Deci ca să vă zic o chestie, eu am trăit 16 ani. Eu acum câteva luni am aflat că gen grupele de sânge există grupa O. Eu credeam că e grupa 0. Totdeauna, pentru 16 ani, bine, am crezut că O-ul ăla este un 0. Dar acum câteva luni am aflat că de fapt e grupa O de sânge, ceea ce m-a lăsat așa un pic, what the fuck, gen, m-a lăsat un pic confuz. Dar cred că, bă, de fapt n-am fost la orășelul ăsta, deci este un lucru bun că luptăm. Pentru că vrem și totuși să avem completarea explorării mapei 100% și, bă, nu prea văd niciun zombie așa mai diferit de ceilalți, dar l-am văzut. Deci după cum puteți vedea are și mâini, are și mai musculos. Dar ideea este că noi trebuie să tot să ne punem constant după case. Bun. Va trebui să ne mai băgăm în sneaky beaky sau de fapt putem să ne băgăm în sharpshooter, quick reloading, în astea. Da, avem sneaky beaky-ul maxat, e destul de ca lumea, ce-i drept. Mamă cât de bine ne... Deci avem atât de mult, gen, ne descurcăm prea bine cu skillurile. Ok. Înainte să te omor, să mă luc cu tine, să nu tragem concluzii pripite, o să vreau să omor zombiul ăsta, pentru că dacă nu... Mamă, ce am crezut că o să-l trezesc, pentru că drujba e foarte gălăgioasă, dar aparent nu l-am trezit. O să ne punem teclovca în caz de ghinion și o să ne luăm o poziție în care putem să tragem în el fără să... Gen, o să tragem în el cumva să putem să dăm cover în continuu. Cel mai bine, teoretic, ne putem învârti în jurul casei și le rezolvăm. Toiler? Rover. Știu că e o mașină militară care arată exact la fel. Uite un blowtorch. Da, avem deja. Nu-l auzim. E mai ciudat când nu-i auzi... Ok, l-am auzit. Și când faci așa, faci exact ca Omega Zombie și practic dă cu niște fulgere și... Deci e un zombie din ăla cu 3 IQ. Ok, deci am aflat că nu ne dă bleeding și ne dă doar 20 damage. Ăsta e boss-ul. Ne dă bleeding, m-am înșelat. Înseamnă că are o șansă să-ți dea bleeding. Nu știu exact gen... Ok, uite acum putem să dăm în el. Ne ajută în misiunea noastră de a distruge toate mașinile, să se spawneze mașini mai mișto, se pare. Mamă. Fuck, era prea OP dacă îi bubuia mașina în față și lua super mult damage. Ok, și o să ias aici acum. Mamă, dar nu pot să prind absolut niciun headshot. Ok, fuck, suntem cam aproape de el, sincer. Și a tras în mașină ca deșteptul. S-a blocat în mașină. Bă, frate, mamă, și eu sunt prea bun. Ok, putem să mai tragem un pic de timp. Nu o să fie neapărat să ne punem bandajul chiar acum, pentru că bleeding-ul... Mi se pare că ne dă 40 viață bandajul, deci putem să mai tragem un pic de timp. De fapt, hai să-l punem acum, că n-are sens. Mă, dar e atât de prost sound effect-ul. Aici face un... Se încarcă zombiul. Ăsta este cel mai trist boss. Gen... Sunt mult mai mișto ceilalți, trebuie să aveți încredere în mine, pentru că bossul ăsta e așa de... Nu știu cum să-i zic. Chiomb? Cred că chiomb e cuvântul perfect pentru el, adică... E așa, a făcut să-mi consumi și gloanțele așa, nu face absolut nimic, s-a blocat în mașina aia, deci... I-am făcut exploit. Bă, nu-mi place, frate, să trișez, dar dacă el e prost și stă în mașină, gen, stă după... 3XP. Mi-am consumat o treime din cercul meu de magazin de criscarec, de gloanțe de criscarec, ca să iau 3XP. Rope. Două binoculuri. Da, e interesant că zombiul ăsta practic dropează loot de civilian, dar mult mai mult. Chit că nu avem absolut nimic de făcut cu el. Ok, o să le luăm, pentru că de ce nu. Și sunt curios, mamă, eu țineam la cutiile astea, dar cred că o să trebuiască să le consumăm. Mamă, mai avem o singură cutie de 5 gloanțe. M-a rezolvat zombiul. Bă, frate, sincer, s-a descurcat criscarecul. Bine, n-a fost o luptă foarte aprigă, pentru că zombiul... Nici nu știu ce înseamnă aprig. Pur și simplu mi-a venit să... Ok. N-a fost o luptă foarte intensă. Dar dacă ne ia așa 5 minute să batem unul, o să facem trio-ul zombilor
cu supraputeri, superputeri, doamne, supraputeri, what the fuck, și, mă, totuși, orășelul ăsta este, gen, satul ăsta este mic rău, dar are grocerul ăsta și înainte credeam că, gen, e oraș de care are blocuri, dar, gen, în România, cel puțin, îs orașe care, gen, n-au blocuri, deci, nu știu exact dacă e oraș sau sat, asta este un lucru pe care nu-l știu, dar... sunt, deci cred că am ratat eu supermarketul, mă rog, grocerul din Sankt Petersburg, pentru că m-am dus acolo și m-am învârtit de, nu Sankt Petersburg, în Moscova, m-am învârtit de 3 ori în jurul Moscovei și n-am găsit un grocer. Deci s-ar putea să fie vina mea, pentru că nu cred că are satul ăsta grocer, slash orășelul ăsta grocer și Moscova n-are. În sfârșit, mâncarea blană, mamă, pește stricat în conservă, nu exact, nu e ce trebuie. Granola bal, okay. Bar la răcit. Mamă, ce e aici? Cartof de 100%, cartof organic. Ok, de ce scăpăm? Nu cred că o să avem nevoie de rope. Chit că putem să facem fertilizere și eventual putem să ne facem un plot din ăla sau un planter sau ce vrea sufletelul nostru. Momentan suntem ok. Mașina asta e așa destul de sexy, dacă pot spune așa. E așa albă și are gen locul ăla de locker aici în spate. Și pui un locker gri și e... schema de culoare. Asta o să păstrăm aici, o să ținem, facem o notă mentală că la sătucul ăsta random e o mașină albă mișto. Și aparent au și police station. Ok, o să vreau să mergem la police station. Care ești? Care te anunți? Tu, prin boscheți. Bă, arată prea bine jocul pe high. Deci de când am început să joc Unturned pe high, parcă mi-am... deci eu când jucam Unturned înainte, mamă, cred că mă ducea așa pe un low, maxim, medium, dar jucam 720p. Când aveam un calculator, aveam vai de capul lui. Acum 4-5 ani, cred. Dar acum, frate, parcă-mi trăiesc visele, frate, cum mă joc așa cu graficile astea. Efectiv, n-ai cum să o dai. Arată prea bine. Police, ia să vedem, hai cu cutiile alea. Perfect, 40 de gloanțe. Deci, practic, ne-am recuperat toată pierderea. What? Handcuffs key. Da. O să mâncăm chestii. O să mâncăm chipsuri, că ocupă mai mult spațiu în inventar, ca să putem și noi să avem locul ăla. Și ceva de băut așa mai simplu. Un suc. Perfect. Aici mai e ceva. Mai multe gloanțe. What the fuck, nu știu ce m-a apucat. Dar oricum, o să cred că o să luptăm așa fiecare orășel în parte, dacă tot am trecut pe lângă ele. Un granola bar, perfect. De fapt, o să ne încărcăm astea. Și tot n-avem un loc în inventar. Nu mai am un suc de băut, ceva. Paste la conservă. De ce există paste, gen spaghete la conservă? Why? Gen ce... sunt fierte și puse... mamă, deci nu înțeleg unele alimente. Dar oricum, cred că o să ne ducem la Aftershock. E Kativurg, îi dăm așa un track. Na, de fapt o să mergem la Novobirsk. Na, o să fie aceeași chestie dacă mergem la oricare acum. Perfect, ce m-a așteptat pe jos? Chris Carrick magazinul. Avem multă pâine. Ok, o să vreau să văd dacă putem să facem un sandwich. Putem să facem două grill cheese sandwich-uri. Dacă avem un venison, putem să facem cheese steak, mamă. Sandwich cu steak, sandwich cu friptură, nu știu cât de bine intră un sandwich cu friptură. Dar o să facem niște sandwich-uri din aia cu brânză, gen la... cum faci grill cheese pe un campfire? Nu știu, bă frate, e prea ciudat jocul ăsta. Deci eu încerc să înțeleg Unturned-ul, să înțeleg toate fenomenele care se întâmplă. Stop. Eu încerc să înțeleg toate fenomenele care se întâmplă și șoseaua asta e strâmbă rău. Care se întâmplă la Unturned și, bă, pur și simplu nu le înțeleg. Unde plec? Plec așa de nebun. Elicopterul e în partea aia. Ok, dar din câte țin minte, avem un campfire în elicopter și dacă avem acest lucru, înseamnă că vom putea să efectuăm focul. Ia să vedem. Răspunsul este da, avem acest campfire minunat pe care nu îl pot identifica. Ok, o să luăm aici de la nearby. Poți o să manevrez inventarul din Unturned și o să ne facem niște cooking 2. Ok, trebuie să fim așa un master chef, ne apropiem de a fi un master chef și vom face două sandwich-uri. Vom lua ăsta, îl vom băga înapoi în aici. Bă, avem chestii foarte inutile în el, dar o să le înlocuim cu socket wrench, mai multe gloanțe de civilian, ranger drum, night reader cu ranger drum, am uitat de el. Ok, bine că mi-am amintit că mai avem arme, deci avem atâtea gloanțe, ceea ce înseamnă că pentru o perioadă de timp, nu știu dacă foarte lungă, o să putem, ok, o să continui eu și o să continui să vorbesc. Ok, o să mergem la Novo...
la Ekaterinburg. Ok, în primul waypoint, chit că nu avem mapă în timpul jocului. Dar ce vreau să zic este că avem destul de multe gloanțe. O să te tai și nu o să mă izbesc în tine. Ah, eram destul de aproape de a ne lovi de el. Dar o să vreau să batem niște zombie, să facem niște boss, să facem niște questuri, pentru că o să apucăm, adică o să ne țină gloanțele pe care le avem destul de mult. Cred că o să ne țină până ajungem la questurile cu Horde Beacon, pentru că o să ne dea questuri să facem Horde Beacon în diverse locații. Și pot să vă zic că eu n-am reușit niciodată să fac un Horde Beacon legit. Întotdeauna mi s-a părut mult prea greu. Și hai să mergem la Novosibirsk, pentru că Ekaterinburg este mai aproape de Liberator și după aceea o să ne întoarcem mai ușor. Este o așa o schemă de inteligență. Chit că, nu știu, s-ar putea să facem aceeași distanță. Oh, deja filmul de 16 minute, e clară situația. Dar ce ziceam este că până ajungem la Horde Beacon o să ne surcăm de acolo, o să mă chinui mult, pentru că n-am făcut niciodată niciun Horde Beacon legit. Întotdeauna muream în ele, ba nu mai aveam gloanțe, nici modat. Nu cred că am reușit să fac unul singur modat, auzi, gen cu chestii pe care mi le dau. Nu știu cum o să reușim, dar, well, este un început pentru toate. Ce frumos zburăm. Ok, o să facem și o poză de thumbnail aici, sincer. Și cred că ăsta o să fie zombiul ăla Flamer, care o să fie așa un pic, deci o să fie un zombie care ia foc. Ground Pounder boss-ul este cel mai ciudat, pentru că nu poți să-l observi, adică el arată ca un zombie normal, numai că e un pic mai mare, gen n-are nicio... Ăsta de... care dă cu fulgere, îi... are fulgere în jurul lui. Ăsta care dă cu foc, are foc în jurul lui, dar Ground Pounder boss-ul efectiv arată ca un zombie normal și e foarte greu să... îți dai seama care e. Bine, să sperăm că nu este exact aici. Ăsta... Mamă, dar și orașul ăsta e vai de capul lui. Hai să nu aterizăm în copac și să aterizăm pe șosea. Mai iar folosesc tot mouse-ul. Deci iau așa mouse-ul și-l dau așa de mousepad ca să virez. Deci să-mi întorc perspectiva. Da, o să mai facem ăsta, o să încercăm să ne grăbim un pic, pentru că nu o să vreau din nou. Cred că o să facem, boys, cred că o să ne transferăm pe episoade de jumătate de oră, pentru că nu apucăm, frate, în 20 de... Ia uite-l, l-am identificat. Dar nu apuci, frate, să faci... Vreau să am așa gen într-un episod, să nu facem un cut și să continuăm episodul următor. Vreau să am pe fiecare episod așa câte o chestie făcută. Să nu trebuiască să așteptați episodul următor, să nu trebuiască să tai eu episoadele în jumătate. Nu prea vreau să mai fac chestii de genul. Vreau efectiv să... Mamă, dar câte... Ce range are drujba? Mamă, ăștia s-au deconectat de la viață. Ok, v-am cam rezolvat aici. Și zombii care arunci cu foc. Asta este mult mai ușor, pentru că el... gen, putem să ne și băgăm după un perete. Dar după cum puteți vedea, el aruncă foc în stilul... Era un zombie care arunca foc, dar nu mai știu. Lol, aparent toți zombii care trec prin el devin flameri. Ok, asta este chiar mișto. Trebuie să fugim un pic de el și când îți dă damage cu focul, nu ți dă damage instant, gen îți dă așa încetișor, încetișor damage. Ia să vă arăt. Mamă, ce... Vreau să vă arăt, da. What? Ia stai un pic, dăm niște damage. Mamă, cât de rapid îmi scade viața! Mamă, știam că face exact chestia asta, dar mult mai încet. Dar din ce am văzut, gen, focul ăsta pare așa departe, dar n-are tocmai un range foarte mare. Mai scăpăm și de ăștia, că-s cam în drumul nostru zombie ăștia. E bine că le dăm one shot și a dărâmat stâlpul! Mamă, frate, bă, e destul de puternic zombie ăsta, sincer, adică nu prea e de joacă cu el. Ok, te rezolvăm. Da, cred că i-am dat la headshot-uri de nu mai are... Mamă, ce mașină mișto! Da, deci sunt așa niște mașini mișto pe care am zis că o să le păstrăm. Nu o să vreau, bineînțeles, să le distrug pe astea mișto, pentru că într-o zi... Cine știe ce vom face cu ele? Ok, suntem cam aproape. Am pierdut 2 viață. Mamă, dar cum pică focul pe mașină, gen se schimbă culoarea mașinii, reflectă. A venit viitorul aici. Și l-am bătut. Bineînțeles, ne-a dropat 3 XP și iteme inutile. Numai că pe noi nu ne interesează itemele astea. Pe noi ne interesează... facile. Nu, pe noi ne interesează faptul că o să ne dea reputație. I-am dat 5 gloanțe la vacă ca să moară. E o vacă mai rezistent azi. Un raw beef. Cam cheambă vaca, dar este ok. Ce mai avem pe aici? Ceva ce putem să consumăm? Na, nu prea avem chestii, dar putem să ne mutăm un pic astea și facem loc de raw beef-ul ăsta. Putem să facem ceva sandwich cu el? Ah, perfect, putem să facem un beef sandwich. Deci o să ne întoarcem la... De fapt, hai să verificăm că close-ul și după aceea o să ne întoarcem să facem și un beef sandwich și după aia o să fim rezolvați cu mâncarea. Bă, sincer, aș lua astea să fac dressing-uri, dar inventarul este cam plin. O să ne întoarcem noi în altă zi. Am vrut aici doar să văd dacă sunt niște cargo pants, dar nici nu știu dacă se pot spawna cargo pants la clothes. Dar hai să ne luăm mașina și cred că o să băgăm așa o mică viteză până la elicopter.
o să ne craftăm sandwich-ul și o să mergem la celălalt zombie boss. Ok, lume, și am revenit aici, n-am vrut să fac episodul foarte lung și de asta am și făcut un mic cut. Nici n-am apucat să fac sandwich-ul ăla de beef, numai că o să fie timp să-l facem și o să ajungem aici la Ekaterinburg, cred că se cheamă, da, la Ekaterinburg, care este foarte portocaliu. N-am înțeles de ce este jumătate de mapă pe vară și altă jumătate de mapă pe toamnă, când ar fi fost mai mișto dacă tot e Rusia să facă mapa de jos în gen mapă normală și după aia să facă sus gen zăpadă, pentru că, na, Rusia, Siberia, pâlmă. Nu știu, mi s-ar fi părut mai interesant așa, dar mapa oricum a ieșit, n-aveți ce să spuneți că a ieșit prea blană așa cum este. Și hai să începem să ne uităm după zombie. Ce bicicletă frumoasă. Și o să ne uităm așa după un zombie mai contorsionat. Adică mai cu... mai așa, mai, mai mare decât ceilalți, chit că arată la fel, deci... Bă... Cel mai nașpa este dacă e într-o casă, pentru că acolo chiar nu... Să fie aici la etaj, asta chiar ar fi destul de nașpa. Asta este Ground Pounder Boss, deci... Ia uite-l cum e un pic mai mare decât ceilalți zombie. Înainte era pe Scorpion 7 și erau mega zombie care arătau, aveau exact același costum ca zombie normal și era complicat să dai seama care e, dar ia uitați-l cum arată, mai așa, mai umflat un pic. Și dacă vreți să știți cum stăm cu glanțele, perfect. Deci, eliminăm concurența, adică zombiul ăla care probabil ne încurcă. Ia, vine la mine. Nu știu, cred că zombiul ăsta face ground pound gen numai când ești aproape de el, am impresia. Ceea ce ar fi foarte OP, pentru că asta înseamnă că putem efectiv să fugim de el. Sau nu, de fapt face așa random. Ce urât. A rupt bicicleta aia, deci a sărit așa în pământ și s-a distrus toată bicicleta. Bă, frate, asta nu-mi place de la zombiul ăsta. Va trebui să-l eliminăm în scurt timp pentru chestia asta. Numai să nu ne elimine el pe noi, dar nu cred că va fi cazul. Aici este și un police station, ceea ce e bine. Pentru că asta înseamnă că o să putem să și ne facem rost de niște gloanțe și am luat-o. Ok, zombiul ăla flamer, care nu-mi prea convine. Ce bine ratez. Ok, zombiule, cât mai ai? Câte gloanțe mai pui să folosesc? Tot facem tot pentru reputație. Bine, e un pic ciudat că questurile astea îți creează reputații care te ajută pentru coaliție să avansezi în rank, când questurile au fost date de niște de aia din corturi care n-au nicio treabă cu coaliția. Wow, crose de hockey, greblă, rope, frânghie, din care putem să facem fertilizator, ceea ce n-are sens, dar antărând. Ok, nu cred că o să avem nevoie de chestiile astea. O să colectăm cei 7 metri, cred, care au ieșit din bicicletă. Și, mamă, acum nu cred că o să mai avem cutii. Da, nu mai avem cutii. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, cât de astea cu 0x avem. Mamă, ne cam scade nivelul de gloanțe, dar încă ne menținem așa cât de cât. Înainte să termin episodul, cred că o să mă duc eu off-camera la liberator. De fapt, nu, o să vreau să mergem pe episod, că o să vreau să dau gen claim la questuri, să vedem exact ce ne dă. Dar înainte de asta, nu o să vreau să lutez orașul ăsta sau satul ăsta ce-o fi. O să vreau doar să mă mai uit după cutii. Perfect, încă 24. Și încă un criscare, încă un magazine și încă un ăsta de 12. Ok. O să facem felul următor, folosim asta, luăm asta, folosim asta la rândul ei și luăm criscarecul, îi dăm strip, îl și aruncăm dacă e și ceva de genul ăsta. Putem și să combinăm astea un pic ca să se stacheze toate în cel mai bun mod și ne-am întors la colecția de gloanțe. Ok. Hai să luăm mașina asta pentru că sunt atât de... n-are baterie. Eram atât de leneș încât să merg până la elicopter, dar se pare că va trebui să băgăm așa un sprint. E aici un botanist. Deci teoretic am putea să stau, să plantez mâncare, să iau fertilizatorul ăla, să fac mâncare, să o plantez din nou. Dar nu prea am chef să fac acest lucru. Aparent, elicopterul meu nu este aici. Ok, cred că este aici. Ce zombie frumos. Și pe aici trece și trenul. Asta mi s-a părut foarte mișto. Bă, da, chiar... ce e aici la final? Gen, aici efectiv se termină asta de tren? Dacă-i trenul aici? What? E o bancă. Aia e gen stație. What? Trebuie să vreau să văd. Nu, gen, știu că am mai fost aici, dar am uitat ce e. Deci o să vreau să vedem acum ce e. Bine, probabil nu e nimica. Dar cine știe, interesant că trenul se termină aici la, mă rog, teoretic intră într-un tunel. Numai că, na. A, e o mașină, o chestie și o... o nimica toată, cum s-ar spune. Da. Hai înapoi la liberator să vedem
câtă reputație și cât XP poate, nu facem nimic momentan, putem să facem rost de la questuri. Ok, lume, suntem aici la Liberator și nu mai avem aproape deloc benzină la elicopter, deci o să trebuiască să-i facem aici un plin și... Haide, iar folosim tot mousepad-ul, bine că avem un mousepad foarte mare și am aterizat perfect. Mai avem 19% benzină, deci haideți să luăm ceva benzină din tuburile astea de fuel reserve, cum s-ar spune, și presimt eu că o să le consumăm destul de devreme, pentru că ne dă cam 30%, văd, 10% dintr-un fuel reserve înseamnă vreo 30% din elicopter, deci din 3 drumuri cam rezolvăm astea, dar teoretic putem să mergem cu multe gas can-uri în orașe și să luăm de acolo și să le aducem aici. Deci avem posibilități, numai să avem chef, dacă pot să spun așa. Perfect, te-am făcut 100%, o să vreau să îmi și umplu canistra ca să știu eu că am o canistră plină și hai să începem să dăm questurile. Avem questuri pentru ăștia doi și pentru unul de jos, Norbert. Mersi pentru... Bă, 200 XP, e 200 XP. Peter, 200 XP, I feel much safer. Ești în safe zone, mă rog, treaba lui. Și mai e și ăla de jos. Teoretic am putea să o luăm pe aici pe... din afară, dar cred că este la fel de rapid ca și cum am luat-o pe aici normal, pe scările astea, pe luminile astea chioambe și îmi place că aici e zi și gen când e zi, becurile sunt stinse, dar tot e lumină, gen, explicați-mi și mie cum e lumina aici cu becuri stinse. Dar, da, fizicile antărndului sunt fizicile antărndului. E mai multă lumină decât e noaptea cu becurile aprinse. Nu tu, ci tu. Ensign Cliff cu cobra-ul la mână. I killed a boss zombie. If you're brave enough, it surely be appreciated to kill it. De fapt, da, asta, you're quite a source of gossip, adică mă bârfesc, ceea ce este un lucru bun pentru că înseamnă că suntem pe drumul bun. Bine, nu ar fi un lucru bun că bârfesc, dar ați înțeles ce am vrut să zic. Și uite așa, am terminat trei questuri. Episodul următor, probabil o să ne apucăm de astea legate de a fresh coat of paint, să găsim white paint, Criticscape, asta nu, că trebuie să căutăm chestii, trebuie să căutăm chestii. Bine, teoretic, cel mai bine ar fi să ne apucăm de toate deodată și să le facem intercalat, să găsim chestii pentru un quest, să facem alt quest, să ne plimbăm de colo-colo ca să facem totul mult mai repede. O să vedem exact ce facem. O să vreau să văd și cum se craftează upgraded cake-ul și cum se craftează fishing rod-ul, să știu de ce chestii avem nevoie. Probabil o să mi le scriu eu undeva și să am ăla, gen hârtia în față sau notepad-ul în față în timp ce joc. Dar oricum, lume, cam asta a fost cu acest episod. Am zis că o să încerc să le țin mai scurte, dar, bă, dacă atâta ne-a luat să batem boșii, atâta ne-a luat să batem boșii. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Viper și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!